În primul rând vă spunem și noi bună ziua, vă mulțumim mult pentru prezența dumneavoastră astăzi la conferința de presă în Comuna Braniștea. Astăzi împreună cu parlamentarii PSD Dâmbovița, împreună cu domnul senator Titus Corlățean, cu doamna deputat Carmen Holban, domnul deputat Radu Popa, domnul deputat Marian Țachianu, împreună cu secretarul executiv al organizației, primarul municipiului Târgoviște, Cristian Daniel Stan, împreună cu colegii primari PSD din județul Dâmbovița, împreună cu consilierii județeni și, în ultimul rând, cu Alexandru Țachianu, candidatul PSD pentru Comuna Braniștea, am venit împreună în echipa PSD să depunem candidatura pentru funcția de primar al Comunei Braniștea. Candidatul PSD, după cum bine știți, este Alexandru Țachianu, fost ministru secretar de stat în Guvernul României, președintele ADS la nivel național și, în ultimul rând, un tânăr cu experiență, un tânăr care poate să conducă destinele acestei localități. Avem toată încrederea în Alexandru Țachianu, cu siguranță o spun de astăzi, Alexandru Țachianu va fi primarul Comunei Braniștea pe 27 iunie și absolut toți colegii din Partidul Social Democrat, împreună cu toți parlamentarii, după cum am spus, împreună cu conducerea Consiliului Județean Dâmbovița, împreună cu conducerea la nivel național, vom sprijini proiectele pe care Alexandru Țachianu le-a gândit pentru Comuna Braniștea. O să rog pe Alexandru